găsit pe scara cuvintelor. Banii, puterea și sexul sunt astăzi trei domenii în care de cele mai multe ori noi creștinii ajungem să ne împiedicăm și să ne prăbușim din punct de vedere spiritual. Vă mărturiseam într-o emisiune că pe măsură ce înaintez în vârstă, parcă îmi vine tot mai greu să-mi vindec inima de iubirea față de bani. Pentru că pe măsură ce câștig tot mai mult, sunt tot mai slab din punct de vedere spiritual. Îmbătrânirea duce cu ea o serie de probleme și îngrijorări, de la îngrijorarea de a nu rezista psihic în fața intensității vieții, la îngrijorarea de a nu rezista fizic în fața bolilor care vin peste tine. Boala, ostracizarea socială, izolarea, însingurarea, falimentul financiar, toate acestea amenință comunitatea vârstnicilor. Dar oare ce se întâmplă astăzi din punct de vedere sexual? Cum înțelegem acest domeniu și cu ce provocări ne întâlnim în cazul lui? În cartea sa Bani, sex și putere, apărută la oradia la editura de cnu Eu în 2022, Richard Foster analizează și acest delicat domeniu al vieții privindu-l printr-o prismă moral creștină. Dacă cu câteva emisiuni în urmă am analizat problema banilor, în emisiunea de față, ne vom opri la celelalte două domenii, cel al sexului și cel al puterii. Aș pleca de la câteva afirmații ale lui Foster care mi-au rămas în minte, căci sunt remarcabile prin profunzimea lor. Citez: Problema cu barurile topless și cu literatura pornografică nu este că accentuează prea mult sexualitatea, ci că nu o accentuează suficient. Ele elimină complet noțiunea de relație și limitează sexualitatea la partea fizică. Ele au făcut ca sexul să pară lipsit de importanță. Ei bine, mai spune Foster, o cafea și o poveste, o discuție despre o carte bună, un apus de soare privit împreună. Acestea sunt mult mai îmbibate de sexualitate. Sigur, actul sexual este important dar sexualitatea umană este cu mult mai mult decât simpla reproducere. De ce? Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, atunci când ne-a creat după chipul și asemănarea lui, într-o relație perfectă și deplină bărbat și femeie. Defectele care au apărut apoi în această relație nu sunt rezultatul creației lui Dumnezeu, ci sunt rezultatul căderii în păcat. Cum vede Biblia relația dintre un bărbat și o femeie, inclusiv relația sexuală. Răspunsul îl avem în cântarea cântărilor, acolo unde găsim patru mari teme: intensitatea iubirii, autocontrolul, reciprocitatea iubirii și permanența iubirii. Prin căsătorie, iubirea transformă două trupuri în unul singur. Aceasta a fost și perspectiva Mântuitorului, căci viața sexuală, după cum observă și Apostolul Pavel, ne îmbogățește sexualitatea și îi oferă o direcție. Există două, două devieri de la perspectiva biblică. Mai întâi, aceea potrivit cărea plăcerea fizică este rea, iar apoi aceea potrivit cărea relațiile sexuale există strict pentru a procrea. Foster aduce ca exemplu pozitiv perspectiva puritanilor, pe nedrept considerată deviată. Pentru aceștia, sexualitatea era esențială mariajului, și era privită ca un dar de la Dumnezeu. Deși se crede diferit, puritanii nu au manifestat niciodată o râvnă oarbă sau un bigotism bolnav. Biblia sărbătorește sexualitatea, în timp ce oamenii au încercat de-a lungul istoriei să nege această sexualitate. Desigur, s-a ajuns în societate și la o sexualitate denaturată, pe care biserica a încercat să o combată cu toată puterea. Pornografia, desfrâul, sadismul, masochismul, sexismul, adică dorința de a domina și firește homosexualitatea. Toate acestea sunt denaturări ale sexualității și trebuie combătute cu putere. În privința homosexualității, foster este surprins de un studiu potrivit căreia există mari șanse ca un homosexual să poată fi convertit la hetere, heterosexualitate. Există după el trei alegeri pe care homosexualii le pot face. Să-și schimbe orientarea sexuală, să o țină sub control sau să o manifeste. Dacă convertirea la heterosexualitate este destul de dificilă, cea mai bună soluție rămâne celibatul. Manifestarea homosexualității, o spune apăsat și Foster, este un păcat și nu poate fi permisă de biserică sub nicio formă. Dar asta nu înseamnă că biserica se spală pe mâini și renunță la a lupta alături de cel care are o astfel de problemă. Desigur, autorul se oprește și la alte chestiuni, precum sexul premarital sau sexul extramarital, pe care le condamnă, dar pe care le și nuanțează. Un subcapitol îl dedică fanteziilor sexuale, lucru care mi se pare deosebit de important și de interesant. De obicei suntem foarte vehemenți când e vorba despre așa ceva, deși știm că toți avem astfel de fantezii, iar Foster le declară bune câte vreme nu pot fi asociate cu desfrâul. Dar vă las pe dumneavoastră să descoperiți mai multe detalii. Desigur, un capitol este dedicat căsătoriei creștine. Tratată ca un legământ, ea tinde să fie veșnică. Tratată ca o relație bazată pe emoții și sex, ea nu are șanse de viețuire prea mari. Veți găsi și un subcapitol dedicat divorțului, dar și unul dedicat recăsătoririi. Pentru Foster, recăsătorirea nu este o problemă. Isus a vorbit despre recăsătorire ca despre un adulter, nu fiindcă era ceva rău în a te recăsători, ci fiindcă bărbații disprețuiau femeile care fusese recăsătorite înainte. Pe vremea aceea, țineți cont, o femeie era mai puțin valoroasă decât o vacă. Nu ar trebui să facem un set de legi din aceste afirmații ale Mântuitorului și să distrugem cu ele sufletul oamenilor. Isus a zis și că ar trebui să ne scoatem ochii și să ne tăiem mâinile pentru a nu repeta un păcat. Dar nu am făcut din asta un set de legi. Desigur, intenția lui Dumnezeu e ca mariajul să fie veșnic, dar Dumnezeu ne iubește. Iar atunci când intervine justificat separarea. Recăs recăsătorirea nu ar trebui interzisă. Acum, în privința puterii, Foster zice așa, dacă banii lovesc buzunarul, iar sexul lovește dormitorul, puterea lovește relațiile noastre. Păcatul din grădină, mai spune el, a fost păcatul puterii. Puterea distruge orice formă de dialog dintre oameni. Pusă în slujba religiei, puterea devine demonică, căci de obicei, atunci când e vorba despre domeniul religios, cei puternici nu dau socoteală nimănui. Care este relația dintre mândrie și putere? Mândria ne face să credem că avem dreptate, iar puterea ne dă posibilitatea să impunem viziunea noastră despre dreptate celorlalți. Care sunt puterile destructive ale acestui secol? În primul rând, scrie Foster, avem banii. Pibul, scrie și Paul Tournier, este vițelul de aur modern. Bogăția nu este neutră, este plină de o putere spirituală care vrea să ne stăpânească fără rest. Sexul este o altă putere, una mânată de pofte, senzualitate și carnalitate incontrolabilă. Legalismul religios este o altă putere. Dorința unora de a manipula mase prin regi, legi religioase pe care nici măcar ei ca lideri nu le pot ține. Tehnologia este o altă putere. Eficiența este noul zeu în societatea de consum. Narcisismul este și el o putere. În modernitate se vorbea despre eu, despre sine, dar acesta era valorizat prin cultivare culturală, prin cultura de înaltă clasă. Astăzi nu mai avem eu, sinele, avem doar corpuri pe care le modelăm la sălile de bodybuilding și pe care le admirăm pe ecrane. Puterea militară este o putere distructivă. Scepticismul absolut distruge și el masiv. Cum înfrângem aceste puteri? În primul rând, trebuie să recunoaștem că Hristos a învins deja toate aceste puteri. În al doilea rând, în calitate de creștini, suntem chemați să deosebim duhurile. Întotdeauna trebuie să facem lucrul acesta împreună, în comunitate. Ca să putem astfel deosebi. Ce e rău și ce e bun. În al treilea rând, înfrângem puterile atunci când înfrângem demonii noștri din interior. În al patrulea rând, le înfrângem printr-o renunțare interioară la orice lucru. Mi-a plăcut acest îndemn și dați-mi voie să-l citesc în întregime. Să presupunem că puterile ne iau bunurile și averile. Nu contează. Posesiunile noastre sunt doar un, un împrumut de la Dumnezeu. A le proteja ține mai mult de El decât de noi. Să presupunem că puterile caută să ne distrugă influența prin stricarea reputației. Nu contează. Reputația nu ne aparține pentru a o proteja și nu am putea să o facem nici dacă am vrea. Să presupunem că puterile aruncă asupra noastră însăși teama de moarte. Nu contează aparținem celui care ne poate conduce prin întunecata calea morții spre o viață mai bună. Deci, vedeți, pur și simplu nu avem nimic de pierdut. Nu avem poziție, nu avem posesiuni, iar această vulnerabilitate totală este cea mai mare putere a noastră. Nu poți lua ceva de la cineva care nu are nimic. În al șaselea rând, înfrângem puterile folosind armele din Efeseni 6. Dincolo de puterile acestea distructive există, desigur, puterile constructive, iar una dintre acestea este puterea creatoare. E puterea care restaurează relațiile. Este puterea care eliberează oamenii. Îndreptarea unei greșeli de către mama, schimbarea unei reguli pentru a rezolva conflictele făcute de către un director. Împăciuirea între credincioși realizată de un pastor. Iată expresii concrete ale puterii creatoare. Prin răstignirea lui Iisus Hristos, puterea creatoare a atins apogeul. Câteva dintre trăsăturile puterii spirituale care contrastează cu puterea umană, dragostea, smerenia, autolimitarea, bucuria, vulnerabilitatea, supunerea, libertatea. Aș dori să enumăr în continuare principiile constructive de folosire a puterii în societate. În cazul indivizilor, puterea trebuie folosită pentru a stimula autocontrolul, nu îngăduința cu propriile slăbiciuni. În cămin, în familii, puterea trebuie folosită pentru a cultiva încrederea, nu subordonarea. În căsătorie, puterea trebuie folosită pentru a spori comunicarea, nu izolarea în biserică, puterea trebuie folosită pentru a însufla credință, nu conformism. În școală, puterea trebuie folosită pentru a cultiva dezvoltare, nu inferioritate. La locul de muncă, puterea trebuie folosită pentru a încuraja competența, nu pentru a promova sentimente de stângenială. Foarte important de reținut e faptul că până la aș exercita puterea spirituală, oamenii lui Dumnezeu au avut nevoie de o lungă pregătire în ascuns. Moise 40 de ani, Pavel 13 de ani. Nu oricine poate controla o astfel de putere. Cei nepregătiți vor fi spulberați sub greutatea ei. De asemenea, cei care au exercitat puterea au fost puternici mai întâi în lucrurile mărunte ale vieții, în lucrurile acelea care par neînsemnate, dar care aduc cu ele exercițiul constanței și al disciplinei. Cel mai frumos lucru la această carte nu e maniera în care a fost scrisă. Nici faptul că apare în condiții grafice și fizice bune. Nici că e foarte bine structurată sau că e foarte profundă, analizând amplu fiecare problemă până la detalii pe care de obicei le ignorăm. Cel mai frumos lucru la această carte este faptul că este scrisă cu multă dragoste. Puține cărți am simțit că sunt scrise așa, foarte puține. Cu această carte, Richard Foster nu a devenit pentru mine un scriitor mare, a devenit un frate mai mare. Un frate care, am simțit asta, a scris pentru că iubește în mod autentic, de plin, biserica sau trupul lui Hristos. Mulțumim Foster și mulțumim editurii Decenul.eu.